La Râmnicu Sărat, zeci de elevi pot învăța limba engleză în regim intensiv. Oportunitatea le este oferită de Școala Gimnazială Vasile Cristoforeanu din Râmnicu Sărat, care dă startul înscrierilor elevilor în clasa a 5-a cu predarea limbii engleze în regim intensiv pentru anul școlar 2022-2023. Înscrierile se pot realiza în perioada 2-8 iunie la Secretariatul Unității. Școala Gimnazială Vasile Cristoforeanu este singura din municipiul Râmnicu-Sărat, care are prevăzută o clasă de predare a limbii lui Shakespeare. Cu siguranță vom păstra tradiția și în perioada 2 iunie, 8 iunie, adică începând de joi până săptămâna cealaltă la final, vom avea înscrieri pentru clasa a 5-a cu predare intensivă a limbii engleze. Așteptăm copii care vor termina clasa a 4-a cât de curând pentru a se înscrie la această clasa a 5-a cu regim intensiv de predare a unei limbi moderne, în cazul nostru limba engleză. Elevii care doresc să aprofundeze limba engleză în cadrul Școlii Gimnaziale Vasile Cristoforeanu vor susține o testare a nivelului de cunoștințe la nivelul programei de clasa a 3-a și a 4-a. Există o testare pe care ei o vor susține de limba engleză la nivelul programei de clasa a 3-a și a 4-a, cu două probe, o probă scrisă și una orală. Repet, nu sunt lucruri dificile, sunt la nivelul programei de clasele primare, clasele a 3-a și a 4-a. Copiii care în perioada claselor primare au susținut teste de competențe lingvistice pot solicita echivalarea acestora. În cazul în care numărul solicitărilor depășește efectivul de 26 de elevi aprobat pentru înființarea acestei clase, și acești copii vor susține testarea cunoștințelor de limbă engleză. Pentru elevii care în perioada ciclului primar au obținut teste de competență lingvistică, Cambridge, de exemplu, pot veni și solicita echivalare la nivelul unității noastre școlare, astfel încât să nu mai susțină acest test de competențe pentru a ajunge în clasa cu predare intensivă a limbii engleze. Învățarea unei limbi străine, în special engleza, reprezintă o necesitate pentru oricine, dar mai ales pentru copii. Cunoașterea unei limbi străine înseamnă posibilități mult mai mari de comunicare și acces la culturi noi, iar engleza este cea mai predată limbă străină în Uniunea Europeană, urmată de franceză, spaniolă, germană și rusă.